primul meci susținut de formația CS Tomitani Constanța în ediția 2020 a Cupei României la rugby s-a încheiat cu o înfrângere la scor cu Steaua. Cu toate acestea, echipa noastră s-a pregătit pentru meciul ce urmează cu Dinamo București și speră la o victorie. Cum vă pregătiți pentru meciul cu Dinamo București? Am avut o săptămână destul de grea, am avut mult accidentat după meciul cu Steaua, dar am încercat să punem la punct greșelile din meciul cu Steaua și acum urmează Dinamo, care așteptăm cu drag. Cum se derulează meciurile fără spectatori? Destul de greu, simțim lipsa spectatorilor și, din păcate, nu avem ce să facem, trebuie să respectăm legile. Deși meciurile se dispută în continuare fără spectatori în tribune, jucătorii sunt optimiști și încrezători că vor reuși un scor favorabil echipei constanțene. Antrenamentele s-au derulat bine, ne-am antrenat specific pentru meci cu Dinamo. Au venit și juniori de la Cleopatra și ne-au ajutat în antrenamente. Ce așteptări aveți de la meciul cu Dinamo București? Să facem un meci bun, să câștigăm, suntem la noi acasă, suntem o echipă tânără și avem de demonstrat că avem rugby în Constanța. Romania is a wonderful country. I've been here for almost a year and it's been amazing. I love every single place I've been to, Brașov, all around. I am sunt Macedon, 100%. So, yeah, I like the Macedonian culture. The music is amazing. I listen to Pindu and I've got a couple of friends from Macedonia, which is nice. My favorite song, Melodia Me, Luna Alba. What do you expect for the game with Dinamo București? So 100% we're going for the win. We definitely need to win this game. We know what Dinamo is going to bring. They're going to bring the physicality. But we prepare for that and we've been working throughout with the coach throughout this whole week. And hopefully we manipulate the defense. O să batem Dinamo 100%. Haide, Tomitani! În sezonul precedent al Superligii, Tomitanii s-au clasat pe locul 5. În grupa din Cupa României, echipa de pe litoral va mai susține meciurile cu Steaua la Constanța pe 10 octombrie și pe 14 noiembrie cu Dinamo la București. Finala competiției este programată pe 28 noiembrie.